o harpă construită în 1827 de faimosul fabricant de instrumente muzicale Erhard și-a început călătoria în România în urmă cu aproape un secol. Turneul Național O Harpă de Poveste, ediția a doua, aduce această călătorie în zilele noastre printr-o serie de concerte susținute de harpista Adriana Câlțea, căreia îi se alătură pianista Oxana Corjos și clarinetistul Petru Pane în patru orașe din țară. O Harpă de Poveste, 1-4 iulie, în săl de concert și în aer liber.